vârstă aveți? Păi, mă apropii de 80 de ani, fără unul. Fără mulți înainte. Și cum vă numiți? Sandu Gheorghe, domnișoară. Și ce faceți aici? Mă rog. Stau... Singur? Sunteți singur sau sunteți puțin agricultor? Că văd că aveți și un tractor. Moia mea a murit, a decedat. Am 2-3 căprițe. A, dacă vreți să mi le fotografiez, doamnă. Vă fotografiez cu ele dacă ne arătați? Să le caut, să vedem. Păi unde sunt? Au fugit prin sat gafră sau cum? Domnișoară, fii atent. Văd că nu prea aveți vecini aici. Nu, aici e pustiu. Aici nu e. În partea asta nu e. Deci, eu am rămas, am venit de la Craiova, spuse, am apartament, am de toate. Eh, îmi place viața la țară. Am... Și seara, de exemplu? Mă culc. Priviți la televizor? Aveți curentul, aveți ție. Uite, în televizor merge toată ziua și noaptea. Cine e cel mai vârstnic de aici? Păi, cred că... Cred că eu cam. Dumneavoastră? Eu nu cunosc. De ce să zic? Nu! Tataia lui Virgil a murit, nu? Poate. Da. A murit. Era mai mult decât mașina. Mașina a cui este? Asta? Da. Am și pe asta, mă, așa, da, am de toate. Am de toate. Nu m-am zile multe. Le numărăm liber. Păi de ce aveți atâtea mașini? Aveți o pasiune? Ați fost... Păi că am fost nebun așa de ele. De ce le n-am? Păi, domnișoară, eu am fost șofer. Da? Ei, mă gândeam eu că e o pasiune cu mașinile astea. Așa. Și am avut, le-am dat dracu, le-am dus. Și așa, când ninge, nu vă e greu, nu? Nu. Păi și cine vă mai ajută cu tractorul, cu astea cine? Aveți copii care... Am două fete prin Spania, plecate, și un fecior al nimănui. Nu știu. Nu